Ne-a făcut eclaire. Să tăiem un ecler să vedem cum este și în interior. Tăiem și una de această rotundă. Cojile le-am făcut cu 100 de ml de ulei. Am pus într-o tigăiță cu 200 de apă. Vine o parte ulei și două părți apă. Și când clocotește și cu un praf de sare. Am pus și un praf de sare. Și când clocotește, punem 250 de grame de făină toată odată și amestecăm rapid. Amestecăm până se face cu o minge și rămâne alb pe fund. Și amestecăm să se usuce puțin. Dăm deoparte, lăsăm la răcit și în această compoziție, astăzi mi-au intrat 8 ouă potrivite, medii. Adăugăm unul câte unul. Când este primul incorporat, îl adăugăm pe celălalt. După ce am adăugat ouăle, să fim atenți să nu o facem prea subțire. După 6-7 ouă, când scoatem lingura din compoziție, să rămână ca un triunghi. Și atunci compoziția este gata. O punem într-un poș cu unduia stelă, la formă de stea, și dăm formă la coj și le dăm la cuptor. Eu le-am pus la 200 de grade, circa jumătate de oră, cu ușa de la cuptor deschisă. Dacă aveți cuptor ventilat, este foarte bine, cresc foarte bine cuptorul ventilat. Și crema de patiserie cu gălbenușuri, cu lapte, cu puțină făină sau cu amidon, cu coajă de lămâie, cu vanilie. Este simplă. Date prin ciocolată. Ciocolata eu am topit-o cu puțină apă și o linguriță de ulei. Și a ieșit așa. Ia uitați, nu se lipește. Nu se lipește, nu se ia pe deget. La un moment dat, când amestecați, dacă se întărește, mai adăugați puțină apă în cremă în ciocolată, să nu vă fie teamă, pentru că nu se întâmplă nimic. Învârtiți, învârtiți, învârtiți și o să se facă ca o cremă lucioasă și groasă. Eu am uns eclerele cu un penson pe deasupra și eclere cu vanilie într-o oliță vom pune 200 de ml de apă, 100 ml de ulei și un praf de sare. Vom pune olița pe foc și când începe să clocotească, atunci vom adăuga 250 de grame de făină pe toată odată și amestecăm până se strânge și se formează așa ca o biluță. O să lăsăm să se răcească puțin. Apoi vom adăuga 8 ouă, unul câte unul. Vom incorpora fiecare ouă și apoi îl adăugăm pe celălalt.
până vom obține un aluat care să nu curgă. O să punem aluatul într-un poș și o să dăm forma la cojile noastre de eclere. Le vom da la cuptor la 200 de grade pentru circa 15 minute. Apoi o să scădem temperatura la 180 de grade pentru circa 10 minute. Lăsăm să se răcească în cuptor cu ușa puțin deschisă. Acum vom prepara crema, o cremă de vanilie, și într-un vas vom pune două gălbenușuri, 35 de grame de zahăr, 135 de mililitri de lapte, un praf de sare, vanilie, 20 de grame de amidon. Punem totul pe foc, la foc potrivit, și amestecăm până se îngroașă. Deci până capătă consistența unei budinci. Lăsăm să se răcească, acoperim cu folie transparentă și acum vom prepara glazura. O să punem ciocolata într-un vas, 100 de grame de ciocolată, cu 3 linguri de apă și o linguriță de ulei. O să băgăm la microunde pentru un minut sau punem pe baie de abur ca să topim ciocolata. Acum vom umple și eclerele după ce s-au răcit cojile. După ce s-au răcit cojile, nu ne rămâne decât să le umplem cu crema noastră de vanilie. Vedeți, sunt crocante. Le tăiem într-o parte. Vedeți cum sunt goale, ușoare, și umplem cu crema noastră de vanilie. După ce au fost umplute toate, cu un penson vom pune ciocolata deasupra și vom decora cu cireșe confiate sau câte o căpșunică. Aceasta este rețeta de astăzi. Sper să o încercați. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Și să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă ați încercat această rețetă, dacă v-a ieșit, și să-mi puneți și poze cu eclerele voastre. Vă mulțumesc și vă doresc multă, multă sănătate tuturor și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, pupici, multă, multă sănătate vă doresc!